Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Ca de obicei, așa în ultima perioadă, am pregătit mai multe subiecte, toate de interes local, subiecte pe care le voi comenta împreună cu invitatul meu din această emisiune, domnul Stan Brebenel, și evident și alături de dumneavoastră. Vă salut, domnul Brebenel, mulțumesc frumos pentru prezența la emisiune, nu vă mai prezint pentru că bănuiesc că deja telespectatorii s-au obișnuit cu prezența dumneavoastră aici la Campus TV. Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, din ce în ce mai mulți. Da, așa să fie. Prima știre pe care o vom discuta în această emisiune se leagă de faptul că domnul primar al municipiului Buzău, domnul Constantin Boșcodeală, poate vinde din următoarea ședință a Consiliului Buzău tot Buzăul. Am zis așa generic tot Buzău, mai concret, poate vinde domnul primar Constantin Boșcodeală toate bunurile primăriei, fie ele clădiri sau terenuri. În ultima perioadă, sau aș putea spune de câțiva ani, s-a întâmplat ca domnul primar să se mai încurce, da? Mai erau câțiva consilieri împotrivă care votau contra acestor hotărâri de Consiliul Local prin care bunurile orașului Buzău urmau să fie înstrăinate, mai ales vândute pe temirce diversilor cetățeni interesați. Din ședința viitoare, domnul primar Constantin Boșcodeală are nu doar majoritate, ci majoritatea sa deosebită de două treimi, majoritate care îi permite edilului șef al municipiului Buzău să înstrăineze toate aceste bunuri. De câteva zile, grație ordonanței de urgență care permite migrația politică, domnul primar Constantin Boșcodeală, totodată și șef al PSD Buzău, a reușit câteva achiziții. E vorba de trei la număr, trei consilieri, doi de la PPDD și unul de la PDL, care au acceptat în urma propunerii, ofertei, să-și lase partidele la care au activat și pe listele cărora au fost votați pentru Partidul Social Democrat. Haideți să vă spun și numele lor, celor trei achiziții ale PSD-ului. Începem cu doi de la PSD, de la PPDD, este vorba de Bogdan Hudițoiu, un tânăr de 25 de ani. Da, colegii mei, acesta este Bogdan Hudițoiu, 25 de ani, proaspăt consilier local anul trecut, da, aș putea să-i spunem PPDD, iată acum a trecut în barca PSD, iar fotografia care o vedeți dumneavoastră pe ecran este de la ședința PSD chiar de vinerea trecută. Deci este primul transfer, da, reușit de PSD, Bogdan Hudițoiu. Merge mai departe, tot din tabăra PPDD, este vorba de domnul Victor Oprea. Da? Iată-l într-o ședință de Consiliu Local, domnul Victor și el a lăsat PPDD-ul pentru PSD. Cea de-a treia achiziție, de data aceasta de la PDL, da? a fost până de curând chiar șeful consilierilor PDL, este vorba de domnul Florin Bucătarul, iată-l și pe acesta în imagini, de asemenea la ședința de vineri, când a fost așa prezentat cu o fală de PSD. Domnul Bucătarul era chiar șeful consilierilor PDL, dar iată până și șeful, da, acestor consilieri, să zicem un om de încredere în partid al conducătorului Cezar Preda, a trădat PDL-ul și a trecut la PSD. Cu aceste trei achiziții, PSD Buzău a ajuns la 16 consilieri locali, 16 din 23, ceea ce înseamnă că PSD are mai mult de 66%, mai mult de două treimi, și în aceste condiții PSD și domnul primar Constantin Boșcodeală poate trece fără nicio problemă fiecare propunere de hotărâre în Consiliul Local al municipiului Buzău. Cum comentați dumneavoastră, domnul Brebenel, aceste ultime achiziții care, iată, au făcut așa un teren neted, list pentru domnul primar Constantin Boșcodeală? Înainte de a comenta această știre sau acest eveniment al anului, am putea spune, din Buzău, aș vrea să vă spun că
Și am încercat să spun că aveți din ce în ce mai mulți telespectatori la deschiderea emisiunii. Să vă spun că această emisiune pe care o realizați dumneavoastră, Impact în Campus, are într-adevăr un impact asupra telespectatorilor buzoieni. Trecând la subiect. Am să dezvolt, dacă îmi permiteți, la final această afirmație, acordându-vă, vă propun să-mi acordați vreo 3 minute la finalul emisiunii, da, ca să dezvolt timp acest subiect. Aș rămâne îndatorat. Despre această ordonanță de urgență privind migrația politică a consilierilor locali, județeni și primarilor, este, după cum se vede din dezbaterea unor instituții democratice de la noi din țară, este o ordonanță imorală și ilegală. Astăzi, nu știu dacă ați văzut știrea, plenul Camerei Deputaților a votat împotriva acestei ordonanțe. Le mai trebuiau vreo 10 voturi, din câte am înțeles, ca să treacă această ordonanță de Camera Deputaților. Acum urmează ca ea să fie să transforme din ordonanță în lege. Ca aceasta, dar ea își produce efectele până când se respinge sau se va valida și de Senat. Eu cred că mulți dintre cei care au făcut astăzi pasul acesta, sau în zilele care au trecut de la adoptarea ordonanței, erau de mult în acest partid. Să nu ne mai mire că lucrurile merg prost în toată administrația locală, pentru că acolo unde există unanimitate, unde nu există dezbateri de opinie, unde oamenii nu pot să-și pună părerile deschise, să argumenteze de ce votul lor este împotriva ceea ce majoritatea hotărăște, aici nu mai este vorba de democrație. În Consiliul Local al Municipiului Buzău, domnul Brebenel, au mai rămas în momentul ăsta doi consilieri de la PPDD, Silviu Roșioru și încă cineva, îmi cer scuze, nu știu numele, așa, și patru consilieri de la PDL. Deci 7 care mai fac opoziție, cât ori mai fi și ăștia 7, până când, cine știe, vor trăda și acestea, da, partidele lor, și vor ajunge tot la PSD și va fi așa o mare roșie în Consiliul Local al Municipiului Buzău. Din punctul ăsta de vedere, domnul Brebenel, poate că ar fi bine, știu că au fost ofertați toți, da, toți au primit ofertă în ultima perioadă din partea domnului primar, totuși eu zic că ar fi cazul să oprească, să mai avem măcar așa generic, cu numele și opoziție la Buzău. Să mimăm opoziție în forurile alese. Da, să mimăm oareșe democrație, pluripartitism acela la Buzău. Greșeala nu este a celui care cumpără, ci a celui care se vinde. Pentru că îți înșel nu numai electoratul care te-a votat, îți înșel și partidul, iar cel mai important, te înșel pe tine. Nu poți să fii un om corect, un om integru, azi fiind cu unii, mai ales când este vorba de putere, de instituții ale statului. Nu poți fi imparțial, nu poți fi corect nici cu tine însuți, atunci când iar partidul din care făceai parte spunea să votezi împotriva a tot ceea ce vine din partea celor majoritari în Consiliu și tu să, acum să, dintr-o dată, să fii de acord cu ceea ce până mai ieri respingeai ca și proiect de hotărâre sau inițiativă în plan local. Da, a fost îndepărtat din Consiliul Local și domnul Ion Barbu, care mai făcea și el gură așa din când în când. În momentul ăsta va fi o liniște deplină, da, în Consiliul Local. Hotărârile vor trece așa una după alta, da? Probabil că nu vor mai dura ședințele astea de Consiliul Local decât foarte mult, decât 3, puțin. 4, 5 minute, da? Una se ridică mâna, hai, mai departe. Fără dezbatere, fără ce dezbatere? Se anunță punctul fără să se anunțe proiectul de hotărâre și la punctul 1. De acord, da, o veselie ce nu s-a mai văzut. Va fi doar o formalitate, da, o astfel de ședință de Consiliul Local. Un singur lucru vreau să mai adaug înainte de a trece la următorul subiect. A trădat domnul Brebenel, inclusiv șeful consilierilor PDL, domnul Florin Bucătaru, era șeful consilierilor PDL și nu pot să nu mă gândesc, domnul Brebenel, că în urmă cu vreo lună a fost dat afară din Consiliul Local domnul Barbu, care, cu tot respectul,
n-ar fi trădat niciodată PDL-ul sau niciun caz n-ar fi trecut la PSD. Categoric nu, însă eu văd și o altă latură benefică a acestei migrații, faptul că acești consilieri care au trecut dintr-o barcă într-alta, sigur nu se vor mai regăsi pe listele PSD-ului la viitoarele alegeri. De ce credeți că vor fi păcăliți? Sigur, sigur. Pentru că nu i-am auzit să fie vocali în Consiliul Local, nu i-am auzit să aibă inițiative privind unele hotărâri care pot fi în beneficiu cetățenilor, nu i-am auzit absolut deloc. Dacă nu le știm numele, înseamnă că aproape că nu există. Abia știm noi cei din presă care mai mergem pe la ședințele astea, Darmite Buzoeni. Au fost niște marionete. Și când vedeți cuantica de prezență acolo. Da, trimiși acolo, poate cu excepția domnului Barbu. În rest... Însă nu-i văd bine, că ați văzut, DNA-ul mai acționează și vreo 12 consilieri din legislatura trecută a mini-parlamentului municipal sunt chemați să dea cu subsemnatul despre modul cum și-au exprimat votul în unele situații care nu erau tocmai legale. Și aceștia, dacă sunt nu tocmai cei mai în măsură să participe la luarea unor decizii în municipiu, cred că în necunoștință de cauză vor vota și lucruri care nu vor fi tocmai corecte. Da, am un prieten care mă face băsis, da, difuzând această știre sau această informație. Greșeală, nu sunt băsis, dar nu pot să nu văd și să remarc ce se întâmplă în municipiul Buzău. Bun. La noi e o boală din asta. Dacă ești, spui niște lucruri și îi afectează pe unii sau pe alții, te cataloghează imediat. Că ești cu tare, că ești cu tare. Dar de partea adevărului poate să-mi spună cineva că suntem? Da, din punctul meu de vedere pot să-i dau o veste telespectatorului că eu nu l-am votat niciodată pe Băsescu, ba chiar sunt un apric dușman al conducerii dânsului. Dar asta contează mai puțin. Din punctul meu de vedere Băsescu e un golan, dacă trebuie să fiu puțin mai, mai franc. Da. Mergem mai departe, o nouă veste proastă pentru buzoieni. Am discutat și în emisiunea de ieri, dar e o informație destul de importantă care merită dezbătută mai amplu. Din păcate, pentru buzoienii care sunt în continuare conectați sau branșați la regia autonomă municipală, vestea și erau până acum la paușal, din păcate pentru aceștia vor trebui să își cumpere repartitoare. E numai 1 milion o bucată de repartitor pentru fiecare calorifer, deci la un apartament cu 2 camere, sufragerie, bucătărie, dormitor și baie, 4 milioane, da, cel puțin vor trebui să plătească buzoienii de la un apartament după ce la 1 august a intrat în vigoare această lege care îi obligă pe proprietari ca până la sfârșitul anului viitor să-și achiziționeze aceste repartitoare. Problema care se pune, domnul Brebenel, iată o nouă taxă în cârca buzoienilor. Unii dintre telespectatorii noștri am aflat și în emisiunea de ieri tocmai ce lepădaseră aceste repartitoare pe motiv că aveau și destul de rece în casă și iar facturile erau mai mari decât la cei la paușal. Cum vedeți dumneavoastră această nouă știre? Când privește individul un proiect de lege din acesta adoptat, trebuie ținut cont de mai multe aspecte. Aici nu s-a făcut nicio dezbatere, nici nu cred că era cazul, însă eu cred că această lege are și un aspect pozitiv. Și să vă spun de ce. Eu nu sunt, sunt debranșat de la sistemul centralizat de încălzire, am centrală proprie, însă cunosc destui cetățeni care lipsesc foarte mult de acasă, fie că pleacă vara, fie că pleacă iarna și atunci ei nu beneficiază de reducerea cheltuielilor prin neîncălzirea spațiului respectiv. Deci sunt acasă sau nu sunt acasă, spațiul respectiv este încălzit pe toată perioada. Fiind aceste
contoare, ca să le spunem așa, ei pot să-și regleze singuri temperatura din cameră. De ce spun acest lucru? Le poți și opri la o adică. Le poți și opri la o adică, funcție și de temperatura mediului ambient. Spun acest lucru deoarece copiii mei care locuiesc în București au aceste repartitoare și situația este destul de bună. Dacă lucrurile decurg corect în reglarea acestora ca să înregistreze într-adevăr căldura care trece prin apartamentul tău, atunci este în regulă. Dar dacă se fac golănii și aici, iar ajungem la ceea ce spuneați dumneavoastră, ca acel telespectator care avea frig în casă și îl plătea mai ceva ca cei de la Polul Nord. Da, deși frigul. avea repartitoare. Eu am sesizat și eu lucrul ăsta, domnul Brebenel, mergând și pe la cunoscut, pe la rudele mele, am avut și o repartitoare, o bună bucată de timp. Eu cu repartitoare ajungeam să plătesc mai mult decât cei de la Paușal. Și mie mi se părea asta ceva în neregulă. Da? Ăia de la Paușal aveau căldură în casă, erau obligați uneori să deschidă geamurile că mureau de cald, da? Și eu în partea stălată cu repartitoare ajungeam să plătesc mai mult decât aia de la Paușal. Soluția știți care este? Faci o investiție, îți cumperi o centrală pe gaz și ai scăpat de tot ceea ce îți oferă neplăcut ramul. Însă este greu pentru că au rămas de regulă familiile nevoiașe și care nu-și permit să facă acest lucru și tocmai la ei nu se gândesc cei care guvernează. Pentru ăștia va fi cel mai rău în momentul ăsta. Păi poverile cele mai multe și mai grele pe umerii acestor cetățeni cad. În principal. Deci aceștia pe de-o parte vor avea mai puțină căldură, da, odată vor plăti mai mult repartitoarelor. Și probabil vor plăti mai mult, așa cum spunea telespectatorul dumneavoastră. Nu-i mai puțin adevărat că nici echilibrarea instalațiilor de încălzire pe blocuri nu s-a făcut după legile științifice. Pentru că s-au debranșat atât de mulți locatari încât au intervenit dezechilibre în alimentarea cu energie termică. Un exemplu pe au mai rămas blocuri în care unul singur mai branșează. Da, în blocul nostru sunt trei garsoniere care nu mai au blocul nostru format dintr-o singură scară cu pe plus 7 nivele. Și mai sunt doar trei garsoniere. Mai sunt trei garsoniere care sunt țin de ram. Da, că tot am vorbit de RAM, această lege și obligativitatea introducerii repartitoarelor lovește și în RAM. În aceste condiții, cu repartitoare, evident că toate consumurile însumate din apartamente, din blocuri, din cartiere vor fi mai mici, da? Mai puține gigacalorii consumate la nivel de oraș, mai puține venituri pentru regia autonomă municipală. Poate cine știe dacă, nu știu, fac o aproximație, ce s-ar putea să găsesc, poate 15-25% mai puține gigacalorii va putea să factureze RAM la sfârșitul unei luni. Să nu învățăm noi șmecherii pe cei de la RAM, așa cum nu i-am învățat șmecherii nici pe cei de la compania de apă. Și vă dau un singur caz de la compania de apă recent. M-am primit factura la apă și m-am uitat și nu-mi venea să cred așa. Cantitatea de apă pentru iepurare, evacuare, este aproape egală cu cea consumată trecută prin apometre. Și eu știu că există un anumit procentaj care se ia în calcul pentru nu sunt pregătit pentru acest răspuns, dar știu că era în jur de 75% luat în calcul din consum evacuarea și iepurarea apelor uzate. Deci nu evacuezi tot ce consum, da? Mai pui la o ciorbă, nu știu, mai bei o consum, cană cu apă. Nu consum tot. Mai ești la serviciu și nu folosești sau plecat de acasă și nu folosești toaleta, ca să spun așa, să... Dar șmecherii sunt destul în țara asta și băieții s-au experimentat în cei 25 de ani de jaf.
Bun, mergem mai departe, am prezentat și această informație. Săptămâna trecută, la solicitarea unui telespectator, ne-am prezentat în fața hotelului Pietroasa, era un diferend acolo între conducerea hotelului și câțiva șoferi buzoieni, vis-a-vis de un anumit spațiu pe care șoferii doreau să își parcheze mașinile. Cei de la hotel n-ar fi vrut lucrul ăsta, întrucât existau sau își ar fi dorit ca respectivii șoferi să intre în parcarea cu plată a hotelului, 8 lei pe oră. Haideți să vedem știrea difuzată săptămâna trecută. De ce insist asupra ei? Întrucât între timp, să zic eu, chiar peste noapte, lucrurile s-au rezolvat acolo și veți vedea imediat după ce va fi difuzată știrea în ce fel. Conflict între câțiva șoferi buzoieni pe de o parte și conducerea hotelului Pietroasa din centrul orașului pe de altă parte. Din obișnuință, dar și din cauza lipsei locurilor de parcare, unii dintre șoferi obișnuie să staționeze în spațiul rămas liber între strada Tudor Vladimirescu și parcarea cu plată a hotelului Pietroasa. Unul dintre șoferii nemulțumiți, sub protecția anonimatului, a explicat conflictul avut cu angajații hotelului. Că ce, domnule, că ce parcați acolo, domnule, că e domeniul nostru, că noi avem până în stradă, că facem, că trecem, că... Da, dacă e, scrie undeva, l-ați îngrădit, l-ați aia, l-ați delimitat, l-ați anunțat, dintr-o dată l-aveți dumneavoastră. Zic, așa cum aveți și în spate acolo. Acolo se vede că au luat o bandă întreagă. Fiecare care parchează acolo, domnule, eu de acolo, ăla care a parcat din colo cu Renault, ăla n-a vrut. Și domnul, mă interesează și a plecat. Că, domnule, dar nu vedeți indicator? Stai, domnule, nu te interesează pe dumneavoastră de indicator. Că, până la urmă, dacă e să o luăm după indicator, nu încurpă nimeni că am oprit acolo. Absolut pe nimeni, indicatorul e pus ca să fie ăla de oprire interzis. De fiecare, da, de ani de zile parcăm aici. Acum nu, domnule, că nu mai e voie. Îl trimite pe ăla care e în albastru pe... angajat ăla să pună stâlpișori și toate alea. Să le atragă atenția, domnule, nu parcați. E de notat că în zonă se află un indicator rutier care interzice parcarea pe spațiul respectiv. În plus, în zonă au apărut și câțiva stâlpișori care au tocmai rolul de a împiedica accesul vehiculelor pe un spațiu folosit și de pietoni. Șoferii care au treabă în zonă au și posibilitatea de a staționa în parcarea privată a hotelului, dar trebuie să scoată din buzunar suma de 8 lei pe oră. După difuzarea acestei știri de către Campus TV, evident, la solicitarea dumneavoastră a telespectatorilor, lucrurile s-au rezolvat peste noapte în zonă și imediat avem și imaginile, au dispărut stâlpișorii respectivi și a apărut o mândrețe de trecere de pietoni în zona respectivă. În acest fel, rezolvându-se problema de acolo, nu mai există acea discuție. Ia, asta este trecerea de pietoni care face legătura între trotuarul ăsta, să zicem, de la hotelul Pietroasa și platoul Dacia. Sunt și eu mirat, da? Hai să nu zic marcade, cât de repede s-au mișcat de această dată, da, în urma știrii difuzate de Campus TV, cei de la primăria municipiului Buzău, constatând că în zonă era o problemă. Peste noapte au fost îndepărtați rapid stâlpișorii respectiv, popicii ăia. Nu știm cine i-a adus acolo, da? Și al cui era interesul și turnată această trecere de pietoni. Un comentariu, domnul Brebenel? Eu cred că atunci când două persoane sau personalități, fie că sunt una juridică, una fizică, sunt în divergență, există cale de rezolvare. Cale de rezolvare și uite ce frumos arată acum acolo. Eu zic deci dacă era se are în vedere, trecerea asta de pietoni. Deci dacă se are în vedere și opinia cetățeanului, pot fi făcute lucruri frumoase, cum e și această mică realizare în municipiul nostru. Bun, am remarcat și acest lucru, s-a mai înființat o trecere de pietoni. Noi am mai comentat aspectul ăsta săptămâna trecută și mă gândeam că 8 lei pe oră plata la parcare din fața hotelului Pietroasa este mult prea mult. Într-o stațiune de munte, după Valea Oltului, în această vară s-a plătit parcarea privată a hotelului cu 2 lei pe zi. Pe zi, nu pe oră. Da, eu am fost la Brașov în urmă cu câteva săptămâni și era 1,5 lei parcarea pe oră în centrul Brașovului. La Buzău e în centru 8 lei, nu? Oraș mare, turistic Buzău.
Bun. Da, când te duci în parcarea hotelului, nu te duci să... ca persoană din aceeași localitate. Te duci ca să-ți rezolvi o problemă, ceva, și dacă nu găsești parcare într-altă parte, folosești și parcarea aceea. În fine, parcarea și... omului poate să ceară cât dorește. Însă doar așa am constatat. Ar și putea noi face bani acolo, nu cu oblei. Cu oblei nu prea să duc mulți pe acolo. Bun, mergem mai departe. Pe finalul primei părți a emisiunii, reamintesc telespectatorul că am avut o problemă cu un mobil în urmă cu câteva săptămâni. Am și sfătuit telespectatorii să nu mai cumpere telefoane produse de Olviu. Eu mi-am cumpărat unul, am dat aproape 2 milioane și jumătate pe unul și nu m-a ținut decât 2-3 zile. S-a stricat, iar mai apoi, evident că nici n-am beneficiat de garanția telefonului respectiv, mi-a fost scos din garanție și în cazul în care doream trebuia să mai plătesc 1,5 milioane reparațiile telefonului, dar evident că nu l-am mai reparat, dar am făcut și eu ca un cetățean, așa ca un bun cetățean, reclamație la OPC. Evident că până în momentul de față nu s-a rezolvat nimic, n-am mai zis nimic de firma asta de Olviu de telefoane mobile, așteptând, da, ca un bun cetățean, poate cine știe, onor OPC-ul rezolvă ceva. Ei, am primit o scrisoare de la OPC între timp, care este o, spune ceva foarte deosebit, niște cuvinte așa foarte împăciuitoare, protejează cetățeanul și așa mai departe, dar cred că e mult mai bine să citesc, da, din scrisoarea pe care am primit-o de la OPC. Iată, vă mulțumim pentru încrederea acordată instituției noastre. Operatorul economic reclamat de dumneavoastră va rămâne sub atenta noastră supraveghere. Nu vom tolera nicio abatere de la prevederile legale. Vă garantăm că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor supraveghează permanent piața și se asigură de respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor. Da? Cu respect, OPC Buzău. Da? V-a plăcut, domnul Brebenel? Ce cuvinte frumoase. Da? Din păcate, cuvintele nu ascund și fapte în spatele lor. Mi-aduce aminte de niște scrisori, de niște cuvântări din astea de înainte de 89 și acum se mai folosesc pe aia, ca țavenci mai fac niște chestii din astea așa. Probabil cineva de la OPC a lucrat pe acolo. Da, frumoasă așa scrisoarea, da? Mobilizatoare. Meșteșugite, poate... din păcate eu vroiam o rezolvare la reclamația mea, în sensul în care poate, deși am plătit atâta pe telefon și s-a stricat nu din cauza mea, poate cine știe reușeau cei de la OPC să rezolve problema astfel încât să nu mai fiu nevoit să plătesc pentru un telefon pe care l-am cumpărat și a fost stricat în doar 3 zile. Dar haideți să luăm și un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Alo, bună seara! Să rămână! Vreau și eu să vă spun că de azi dimineață încerc și eu să-mi spăl vasele, îmi stau vasele în chiuvetă, rufele, mașina de spălat, tot de azi dimineață, iar apa este neagră, neagră, nu se mai poate așa ceva. Lăsați-o în colul drept, chiar nu se sesizează nimeni să ne ajute și pe noi. Dă-ți-le în colul de țef, să schimbă țef de nu știu în cât timp și nu se face absolut nimic. Am filmat un sfert de oră să vedeți și dumneavoastră cum curge apa, parcă ar fi cafea. Parcă ar turna cineva cafea în apă. E stricător la cer, nu se mai poate așa ceva. Deci vă arăt filmarea, am rufele mașină, vă dați seama cum mi arată rufele mașină și mi se strică mașina, e spălat, se strică, eu nu pot să fac nimic. Da, aveți și noi rugăminte, dacă tot ați filmat, poate ne trimite și nouă imaginile aici la Campus TV. Drag, chiar după ce o să termin conversația, o să vi le trimit și să vedeți, nu se poate, eu poate vreau și eu în seara să fac și eu, poate am copil mic, vreau să-i fac o baie, ce fac în condițiile astea? Domnul Boșcodeală, oare poate să facă baie în fiecare zi? Poate? Dumnealui poate? Nu se gândește și la cetățenii ăștia că toată lumea, deci nu eu mă vait, numai eu, că nu sunt numai în situația asta. Sunt atât de blocuri care să vaită de așa ceva. În ce zonă locuiți, doamnă? După Unirii Sud, în spate la Cuptorul de Aur. A, este o zonă cu probleme dese acolo. Păi, nu se poate, mereu. Bun, am și o rugăminte pentru dumneavoastră, poate face și plângere la compania de apă. Nu, că mâine mă duc și fac, nu se poate, eu am... Bă, nu mâine, că mâine este prea târziu, doamnă. Poate faceți plângere în momentul ăsta, acum și când aveți apa murdară. Și mă duc acolo, păi, dar nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Da. Dacă faceți plângere, doamnă, o să beneficiați de o reducere de 0,005%, da? Zic da, și eu, ca să glumesc. Da, nu mai multe de reducere.
mașina lor, dar mașina e spălat, dacă mi se strigă, cine îmi plătește reparații la ea? Sau cine îmi dă bani să-mi cumpăr una nouă? Puteți să-i dați în judecată, eventual. Mie îmi pare foarte rău, pentru că în urmă cu 4 ani, când toate rufele fetiței mele, proaspăt născute la momentul respectiv, că erau rufe de vreo 10-15 milioane, stricate într-o astfel de mașină de spălat, nu m-a dus capul să-i dau în judecată pe ăștia de la compania de apă. Am înjurat ca dumneavoastră, am tăcut, vremea a trecut și deci, n-am rezolvat nimic. Ați rămas cu palmă. Vă trimit acum, după ce terminăm conversația, vă trimit pe site respectiv care mi-a spus colegul din emisie, vă trimit să o puneți pe post, poate observă și cineva de sus, mai de sus așa, și poate să face totuși milă de noi, să nu ne mai batjocorească în halul ăsta. Da, mulțumesc frumos, doamnă, pentru intervenție. Așteptăm filmulețul de la dumneavoastră. Da, cred că suntem televiziunea locală din Buzău care am discutat cel mai mult despre lucrurile astea. Chiar, sincer, m-am și plictisit uneori de subiectul ăsta cu compania de apă. Din păcate, nu se rezolvă nimic, oricâte plângere am face. Ba mai mult, suntem și păcăliți de către primăria municipiului Buzău. Am difuzat o știre săptămâna trecută cu acea reducere de 30% pe care o anunța domnul primar Constantin Boșcodeală. Era votată în Consiliul Local al municipiului Buzău pe data de 30 iunie, au trecut, iată, aproape 3 luni de atunci și nici vorbă de o astfel de reducere de 30%, o bătaie de joc în continuare a buzoienilor. Bun, haideți să mai luăm încă un telefon în direct, sper să nu fie tot cu apă murdară. Bună seara! Să trăiți, bună seara! Vă rog! Sunt la protecția repartitoarelor. Dumneavoastră se descurcă repartitoarele, da? Suntem la protecția repartitoarelor. Da, e bine, din punctul ăsta de vedere, s-a dat o lege exact în favoarea dumneavoastră. Asta mă refer. Fără foc nu iese fum. Domnul Auraș, domnul Brebenel, eu am făcut o investiție în repartitoarele alea. M-a costat la vremea respectivă ceva bănuți buni, foarte buni, foarte, foarte mulți, la valoarea nivelului de trai din țara românească. Noi totdeauna... Păi și acum puteți să, sau trebuie să le folosiți în continuare, în cazul în care nu v-ați băgat așteptat, între timp central. Vreau să vă spun altceva, dar banii centrală, cu 4 milioane pensii impozabilă, vai de capul meu, nu cred că nici în 50 de ani nu o să-mi iau așa ceva. De ce vă spun eu? Noi totdeauna ne uităm în grădina celor de afară. Germania, Franța, Spania, Italia. Oare noi vom ajunge la nivelul de trai al țărilor respective în viața asta care o mai avem de 3-5-20 ani? Din păcate nu, nu o să ajungem. Păi vedeți, eu am făcut o investiție în repartoarele, acum a venit și le schimbă. Ce păi nu le schimbă, le puteți folosi. Alea? Le puteți folosi în continuare. Adică este obligația să aveți vedeți? Repartitoare. Nu, nu. Nu sunteți informați. Acele repartitoare nu mai sunt bune. Pentru interesul celor... Păi de ce să nu mai fie bune? Nu mai sunt. Vă spun eu, o să-mi dați dreptate. Peste maxim un an de zi o să-mi dați dreptate. Deci o să mai mă coste la 4 repartitoare încă 4 milioane. De unde scot eu banii ăștia? Da, păi asta discutam și noi în emisiunea asta, că iată încă un bir pe ce spatele românilor. La mijloc? Uniunea Europeană dorește reducerea consumului de energie în general cu 20% și a impus aceste norme pe România. Mulțumesc, domnul la compania de apă ne-a redus cu 30% factura apei murdare și mă simt foarte bine. Da. Am și eu cu ce mă bărberie acum. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. Ce vă spuneam, domnul Brebenel? Sunt destui buzoieni care n-au bani de astfel de investiție, 4 milioane în continuare să-și mai cumpere și repartitoarele. Despre poveri vorbeam, domnul Auraș. Încă o povară pe umeri și așa gârboviți și sleiți ai cetățeanului. Da, trebuie să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate și revenim mai apoi cu alte subiecte de interes local.